Bine te-am regăsit! Astăzi vreau să-ți prezint vârful de lance de la CF Moto și anume CF Moto 1000 Overland. Vreau să ți-l prezint așa în mare să înțelegi care sunt plusurile față de CF Moto uh, 1000 și totodată să-ți explic cum se folosește corect acest TV și fiecare buton ce funcționează. Bun. Dacă ne uităm în partea frontală, față de modelul de CF Moto 1000 avem bulbar, inclusiv niște proiectoare LED, avem această protecție de vânt și avem un scut de aluminiu în partea din față și sub tot adv avem un scut de poliamină. Jantele vin cu bedlock, tot în standard avem această cutie plus încă o cutie ceva mai mică care se poate pune în locul scaunului de pasager. Cam astea ar fi, să zic, diferențele față de CF Moto 1000 simplu. Motorul este același, aceeași putere, aceeași performanță. Și să începem cu comenzile din partea dreaptă ale ATV-ului și anume, frâna de pe ghidon din dreapta, atât frâna din dreapta de pe ghidon cu frâna de picior, fac același lucru, frânează ATV-ul, ele sunt practic combinate. Mai avem o, un, o protecție care ne permite să lăsăm ATV-ul înfrânat. Pe lângă frâna de parcare putem uh, pune și această protecție. Iar în momentul în care mai acționăm o dată maneta de frână, sare protecția respectivă. Accelerația și partea de cuplaje. Spatele este 2x4, fără diferențiale blocabil blocabile, de blocabile, deoarece are diferențial autoblocabil. După care putem cupla fața și mai putem bloca diferențialul față. În momentul în care am cuplat diferențialul față. Mare atenție, nu trebuie să virăm stânga-dreapta, doar drept. Când vom cupla acest diferențial față? Doar în cazuri extraordinare, excepționale, în momentul în care nu am reușit să ieșim cu 4-4 din vreo problemă, încercăm cu diferențialul față, dar folosit moderat în ideea în care când l-am cuplat, accelerăm ușor, după ce am ieșit din respectiva problemă, îl decuplăm. După care, avem frâna de parcare, care de fiecare dată, în momentul în care o, o, o trage mare, mare atenție: să nu fie ATV-ul în H, să fie neutru sau oprit. Să nu accelerăm pentru că ne prinde mâna între accelerație și frână. Și este poziționat așa pentru siguranță, în ideea în care să nu mergem cu frâna cuplată. Deci, până nu o decuplăm, nu putem accelera. Ce avem în plus față de modelul simplu? De 1000 mai avem un buton care a, a, pornește proiectoarele. În rest, comenzile sunt identice și anume Troliu Out In Switch Off Pompă de benzină plus buton pornirea TV, Fază lungă, fază scurtă Semnalizări Clangson Avarii Și butonul de la Override Care are aceeași funcție, delimitează tv ul în treapta L și în marșalier. În stânga Lângă schimbător avem priza 12V și două, două USB-uri. Și lângă cele două USB-uri avem maneta de la cutia de viteze și avem următoarele trepte L. L este treaptă de forță, o folosim în momente dificile, dacă mergem prin oraie ceva mai mari, urcăm ceva mai abrupt, tractăm ceva după noi, inclusiv când îl urcăm în remorcă putem folosi L-ul, avem o precizie mai bună și mai ales dacă uh, urcăm ceva foarte abrupt, că de multe ori uh, clienții uh, își duc ATV-urile în mașini mai înalte, în bene și așa, și atunci automat rampa are un unghi destul de mare. Vă recomand inclusiv atunci să-l puneți în el, pentru că nu poți de multe ori să urci din prima și mai trebuie accelerat, mai lăsăm, mai accelerăm să atunci să nu patinăm cureaua. h este treapta de viteză, treapta cu care vă merge de, în cele mai multe cazuri putem face anumite urcări nu foarte abrupte și totodată pe asfalt, pe, pe câmp, peste tot putem merge cu hașul până considerăm noi că avem ceva de urcat foarte abrupt sau vedem ceva noroi destul de mare și așa mai departe, atunci vom trece în el. Dar până atunci vom merge în H fără nicio problemă. După care avem treapta neutru, marșalierul și parkingul. Parkingul totodată are funcția de blocaj. Cu ajutorul chei se poate bloca pentru a nu ne fura atv ul și avem o siguranță mai mare în momentul în care este blocat. Mare atenție la cele două trepte, L și H, și mare atenție la diferențialul blocabil față. Și în rest, dacă comutăm pe loc 2x4, 4x4 diferențiat și folosim corect HL, nu o să avem probleme cu ATV-ul și o să ne bucurăm cât mai mult de acest uh, hobby: fără evenimente neplăcute, fără daune la ATV. Până data viitoare, vă doresc mulți kilometri petrecuți în offroad, fără evenimente.